În comunele Vedea și Poiana Lacului s-au înregistrat cele mai multe plângeri de la locuitorii care au rămas fără bunuri în gospodării. Oamenii sunt terorizați, le este frică și să mai iasă din case. Au băjenit un strung, au luat ce a fost mai bun și ca să nu poți să-l mai folosești s-a dus. Ne-au luat un motor și masa de la o combină care l-aveam aici și asta. Au ieșit și i-a văzut italienul, au încărcat și au plecat. După aceea am zis să renovești o clădire. Am făcut-o frumos, au venit noaptea cu sticle cu ulei ars și au turnat de sus, erau juraia așa, pe toți pereții. Acum i-au făcut numai fațadele, ce se vede aici, și peretele din spate. Și atunci au spart 37 de geamuri. Chiar între gusari și ei se bazează că sunt mulți și poliția zice că le face. Au fost chiar la mine acasă toată conducerea poliției și a spus, domnule, o să luăm măsuri, dar încă nu s-a luat. De atunci mai rău au făcut din ziua de când a fost poliția și a văzut aici. Nu știu, s-a anunțat să dau telefoane sau nu știu cum și imediat să știe. Și acum, în momentul de față, am înțeles că veniți dumneavoastră și am văzut cum s-au periclit. Cel puțin 20 au trecut pe aici. Hoții nu s-au dat înlături nici de la furtul uleiului din transformatoare. În aceste condiții, zeci de localități au rămas în beznă din cauza transformatoarelor arse. Păi nu merg! De unde să merg? Dar vă e teamă că se strică? Păi bineînțeles! Automat, ce avem în congelatoare, în frigidere. În care? Păi automat! Tot ce avem trebuie să strică. Noaptea mi-a fost un pic rău și m-am trezit pe la 1 și era curent. Dar vorbi cu un vecin și mi-a zis că la 2 se făcuse flacăra ca o lumânare. De ce îmi trebuie? După ora 2 sau. Păi avem și congelatorul, sperăm că nu se dezgheață. Aici ce avem noi puțin, am scos afară, nu mai este ca să... Am mers aproape de transformator când am constatat că sunt pete de ulei la baza stâlpului și pe coloane în jos. În această dimineață, acțiunea de amploare a polițiștilor a vizat 13 persoane suspectate că au sustras ulei din transformatoarele electrice, cabluri de pe stâlpi, precum și bunuri din locuințele de pe raza comunelor Poiana Lacului și Vedea. În Olt, polițiștii au făcut percheziții în localitatea Leleasca și în împrejurim. Prejudiciul estimat este de aproximativ 150.000 de lei. La acțiune au participat 65 de polițiști și 38 de jandarmi. În această dimineață, 65 de polițiști și 38 de jandarmi efectuează 13 percheziții domiciliare, 12 pe raza județului Argeș și una pe raza județului Olt, fiind suspectate un număr de 13 persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat. În speță, ca să înțeleagă toată lumea, aceste 13 persoane furau de la CEZ generatoarele și uleiul de generator, de la Rom Telecom cabluri telefonice și din diverse locuințe ale cetățenilor comunelor Poiana Lacului și Vedea diverse obiecte. Toți suspecții au fost duși la audieri. Ei sunt cercetați pentru furt calificat.